O gimnastă frumoasă. Și de mult timp. Ungurii au avut-o pe Henrietta Onodi, să ne amintim cu toți, da, ce frumușică era. Și gimnastă competentă. Bun. Da, da. Un Iurcenco cu o întoarcere și jumătate, din păcate, ratat. Avem o reluare. N-a îndoit coatele pe masă și n-a avut o ieșire bună. Intrarea pe salt a fost cu insuficientă viteză de răsturnare. Acum avem, s-a văzut un pic, nu foarte bine, cum a îndoit coatele în momentul contactului cu masa. România are la sărituri, la campionatele europene, 23 de medalii, la mondiale 21. 8 titluri în Europa, 6 în lume. Gimnaste mari au adus aceste rezultate pentru noi. Nadia, Cristina Grigoraș, Miloșovici, Amânar, Roșu și Izbașa la nivel european, Dumitrița Turner, Miloșovici, Gogean, Amânar la nivel mondial. Avem a doua săritură. Stând pe mâini, salt înainte. Oh, salt înainte echier cu întoarcere 180. Din păcate ratat, cred că nu s-a mai concentrat. Uneori dezamăgirea poate să împingă gimnasta să facă mai multe greșeli. Nu se oprește la una singură. Avem exemplu. N-a avut nicio ieșire prea bună de pe masă. Ați observat în reluarea dinainte poziția echier în momentul în care a ieșit de pe masă. Acolo corpul trebuia să fie cu bazinul bine deschis și umărul bine deschis. Și atunci ar fi avut mai mult control asupra săriturii. În 89, tot aici la Bruxelles, Bonta și-a luat bronzul. Era debutul Cristinei.